Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și cu care gustase și nu numai. Astăzi vom face pâinică cu semințe de lin. Ia uite, moale, 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 așa. Și o prăjitură cu ricotta din compoziția de la tiramisu. Nu se aruncă nimic. Pâinică cu semințe de lin și prăjitură din compoziția de frișcă îndulcită, mascarpone și ricotta. Și adăugăm și alte ingrediente. Și o să facem pâinică așa aici, o să facem așa mici, mici bulcuțe în interior, micuțe, așa. Și în aceste forme voi face această prăjitură. Așa, mai așteptăm încă 2 minute și apoi începem. Și o să începem cu pâinea. Pâine doar din 2 ingrediente. Un deliciu! Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și nu numai. Așa. O să începem cu pâinica și am să-mi pun doar 2 ingrediente. Am să-l dau deoparte aici. Și o să avem nevoie de semințe de lin și de albușuri. Deci 3 albușuri și 45 de grame de semințe de lin și 3 albușuri. Și o să le măcinăm să formăm o făinuță. Și o să punem în această formă din silicon moale. O să o ungem mai întâi cu puțin ulei. Aici am un penson. Și o să o ungem cu puțin ulei înainte să fie unsă, așa. Și am să o pun aici în față. Aici am să pun într-un blender să mixăm semințele noastre de lin, să le transformăm în făinuță. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! 45 de grame de semințe de lin le transformăm în făină, le mixăm bine și 3 albușuri, 115 grame, le-am cântărit. Și o să facem pâinica noastră, doar din 2 ingrediente. Și mixăm. Cred că este de ajuns. Vedeți făina din semințe de lin. Așa, ia să scoatem. Încet, încet. Thank you.
Și aici avem albușurile. 45 de grame de semințe de im le-am mixat bine și le-am transformat în făină. Și aici avem 3 albușuri și le-am cântărit la 115 grame. Și acum o să le mixăm. Le pun așa aici, într-un vas. Și o să le mixăm. O să adaug și un praf de sare. Așa. Am bătut albușurile cu sarea. Acum vom pune praful nostru de ien peste făinuța noastră. Și vom amesteca. Și apoi vom adăuga și 10 grame de ulei de măsline sau ulei de floare soarelui. Amestecat bine și acum eu voi pune în aceste forme și o să ne iasă 2 sau 3. O să vedem. Uitați cum arată. Vedeți? Așa. 2 ingrediente și o să facem pâinica noastră. Să știți că este foarte bună. Așa. Și ia să punem așa în formă. Câte puțin. Împărțim așa. Eu l-am deschis cuptorul la 180 de grade și am să dau circa 15-20 de minute. Așa. Mai iau puțin de aici. Batem. Așa, o batem așa de masă. O mai netezim așa puțin. Și o să dăm la cuptor. Bună ziua, Maria! Mulțumesc, mulțumesc! Și vă mulțumesc tuturor. Așa, și punem aici. Am să dau la cuptor acum și să facem prăjitura. Și între timp pâinica noastră se coace. Cât o să stea la cuptor. Buongiorno Saverio, grazie. Pentru prăjiturica noastră sâmbătă, știți că am făcut tiramisu și mi-a rămas puțină compoziție din cremă. Deci
tiramisu fără ou. Deci am pus 500 de grame de frișcă lichidă cu 250 de mascarpone și 250 de ricotta. Și mi-a rămas această compoziție. Eu am cântărit-o și am 300 de grame. Și având 300 de grame, am calculat că am 150 de frișcă lichidă, 75 de mascarpone și 75 de ricotta. Și vom avea nevoie de cele 3 gălbenușuri care ne-au rămas de la pâinică, coajă de lămâie pusă cu zahăr, un praf de sare, aici avem praf de copt 8 grame, am să pun amidon de porumb 30 de grame de amidon și 100 de grame de făină. Așa. Și acum o să le amestecăm pe toate. Am să pun un praf de făină aici peste ricota noastră cu mascarpone și cu frișcă îndulcită. Cine nu are frișcă îndulcită, pune frișcă normală, care nu este îndulcită și adaugă 50-60 de grame de zahăr. Gustă să vadă dacă este destul de dulce. Și adăugăm puțin zahăr. Am să pun așa cam un praf. 3 gălbenușuri. Le punem așa aici peste. Am să pun și puțină coajă de lămâie. Și amestecăm. Facem așa o prăjiturică bună, bună și delicioasă. Eu la tiramisu am făcut crema mai moale și să știți că a ieșit foarte bun. Am să vă arăt ce mi-a rămas, o bucățică, puțin. Așa. Și acum vom pune praful nostru de copt cu amidonul. Așa. Și cu făina. Și o să amestecăm așa bine. Și amestecăm încet, încet. Așa. Între timp, la cuptor, pâinica noastră se face doar din două ingrediente. Două ingrediente, albuș și semințe de in. Și apoi am adăugat puțină sare și puțin ulei. Așa. Și amestecăm bine aici. Putem și mixa să se facă mai bine. Ia să mixăm puțin. Ștergem puțin. Am aceste forme și o să le ungem cu puțin ulei.
semințe de in. Și o să presurăm puțină făină, o să tapetăm. Așa. Și o să vedem, o să ne iasă 3 sau 4, o să vedem cât intră. Noi o să pregătim doar 3 la început. Așa. Așa, voi lua puțină făină și voi pune așa peste. Și să le tapetăm așa. Vedeți? Așa. Și le facem pe toate 3. Și acum vom pune din compoziția noastră de aici. Ia uitați cum arată compoziția. Așa, nu este nici. Așa, vor ieși doar 3. Și acum batem. Batem așa de masă. Și le puteți servi cu sirop de ciocolată, cu sirop de cireșe, cu dulceață. Aceste prăjiturile. Dăm și pe acestea la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Am revenit cu prăjiturelele, cu pâinica. Așa, s-au răcit. Să vă arăt ultima bucățică de tiramisu. Și prăjiturelele, să le scoatem împreună. Totul este gata. Și am să fac și ceiuțul meu de foi de dafin. Aici am foile de dafin și am pus apa pe foc. Pentru seara aceasta. Așa, aici mi-a mai rămas de sâmbătă. Bună seara, Zaveliu, bună seara. O bucățică de tiramisu de sâmbătă. Asta e ultima bucățică care mi-a rămas. Și din crema de la tiramisu am făcut aceste prăjiturele. Uitați-le cum arată. Așa. Și o să le pun așa pe un fund. Și cine dorește poate pune ciocolată topită pe deasupra, dulceață. Așa.
că sunt făcute cu ricota, cu mascarpone, cu frișcă lichidă, îndulcită. Așa. Și aici avem pâinica făcută astăzi, doar cu arbuș și cu semințe de ien. Și arată așa. I-am făcut așa, ca niște bulci. Să le pun aici să se vadă. Să vedem dacă se vede mai jos. O să le rupem. Ia uitați ce minunăție. Pâinică cu semințe de in. Două ingrediente. Am pus și puțină sare și puțin ulei. Puțin, puțin. Așa. Ia să vă arăt cum arată. Ia uitați. Pâinică cu semințe de in. Să știți că este bună, 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 bună și delicioasă. Fără făină. Așa. Și aici avem prăjitura noastră. Am să pun puțin zahăr pudră peste. Prăjitură cu crema, făcută cu crema rămasă de la tiramisu. Am adăugat făină, am adăugat și puțin amidon și puțin praf de copt și 3 gălbenușuri. Și tiramisu este făcut fără ouă. Mulțumesc, Brianca! Ia uitați, tiramisu. Rețeta o găsiți pe canalul de YouTube și aici făcută în direct cu voi, sâmbătă. Sâmbătă seara. Este simplă, se face rapid, în 10 minute aveți tiramisu. Așa, să așteptăm să se facă apa, să ne facem ceiuțul, doar 3 foi. Cum v-am spus, pentru durerile mele de oase, jumătate de apă și pentru digestie. Pentru digestie eu folosesc aceste frunze de dafin. Și mi iau 3 frunze de dafin. Am intrat doar să vă arăt rezultatul. Vedeți? 3 frunze de dafin la jumătate de apă. Mi-am pus pe foc. Imediat le rupem și le punem în interior. Și eu în jur de 8 și jumătate, când familia stă la masă, eu îmi beau ceiuțul. Acum este 6 fără un sfert. O bucățică de pâine fără făină și cu ceva. În seara aceasta, numai târziu de 6:30-7 și am dat jos în ultimele luni 10 kg. Și mai trebuie să mai dăm. Nu este ușor, dar încet, încet și cu răbdare, așa și mâncând, încercăm să mâncăm și sănătos și bine și mergem înainte. Ia uitați pâinica. Pâinica cu semințe de in. Ia uitați cum arată. În interior este moale, moale. Doar cu albușuri, semințe de in, un praf de sare și puțin ulei. O lingură, două de ulei. Atât. Și acestea sunt prăjiturile cu restul de cremă de la tiramisu. Am adăugat alte ingrediente și a ieșit acestea. Ia să rupem. Ia uitați cum arată, vedeți? Așa. Un deliciu. E bună, bună, bună. Și așteptăm să se facă apa, să vă arăt și ceiuțul. Să vă spun și ingredientele. Pentru pâinica, și am să las și linkul de la directul de astăzi, încă nu am făcut video pe YouTube,
și am să las linkul să vă duce să vă uitați ce am făcut mai devreme împreună cu voi în direct, cine a fost în direct și să vă uitați cum le-am preparat. Am pus la 45 de grame de ien 3 albușuri și au circa 115 grame, apoi un praf de sare și 2 linguri 3 de ulei. 10 grame ulei am pus, nu mai mult. Vedeți? Așa arată. Și sâmbătă am făcut tiramisu, rețeta o găsiți pe canalul de YouTube și aici pe pagină, făcut în direct cu voi. Și pentru crema de la tiramisu, eu am pus, este fără ou, 500 de grame de frișcă îndulcită, 250 de mascarpone și 250 de ricotta. Astăzi am cântărit ce mi-a rămas și am avut 300 de grame rămase. Și ar fi venit cam 150 grame de frișcă vegetală îndulcită, eu nu am mai adăugat zahăr, cu 75 de ricotta și 75 de mascarpone. Apoi am adăugat, că eu mi-am scris, 3 gălbenușuri care mi-au rămas de la pâine, 3 gălbenușuri, un praf de sare, coajă de lămâie rasă, amidon, 30 de grame de amidon și 100 de grame de făină, făină albă. Atât. Și le-am amestecat. Vedeți, cu un mixer și le-am pus. Și atât. Și am dat cu puțin zahăr pudră deasupra. Și rezultatul este acesta. Vă știți că sunt moi, moi, moi și bune. Așa, apa fierbe. Am să aduc și apa. Să punem aici, să ne facem și ceiuțul nostru digestiv. Eu mai mult pentru digestie, dar să știți că este foarte bun și pentru dureri, dureri de oase. Eu am probleme, am dureri de oase, dureri de articulații. Așa e. Și am găsit soluția cu ceiuțul meu de foi de dafin. Și la jumătate de kilogram, 3 foi de dafin. Ia uitați, apa fierbe. Așa, ia să dau capacul. Apa clocotește și am aceste 3 foi de dafin și le pun. Și pe la 8 și jumătate eu le, vedeți, le rup așa. Și le pun așa bucățele. Amestecăm așa, le dăm în interior, punem căpăcelul. Cine dorește poate lăsa încă un minut pe foc. Atât, la foc mic, aveți grijă să nu dea în foc și lăsăm. Și ceiețul nostru peste o jumătate de oră, o oră este bun pentru băut și își are efectul, își face efectul. Atât. Ia să vă arăt și tiramisul. Este ultima bucățică. Să știți că este foarte bun, este fără ou. Este tiramisul la minut. Ia uitați cum arată. O bunătate, o bunătate. Se face repede. Eu nu-l fac cu ouă. Nu l-am făcut niciodată, aceasta este rețeta mea, dintotdeauna l-am făcut așa, tiramisu fără ou. Să încercați și pâinica aceasta cu in, cu semințe de in, fără făină, așa arată în interior. Și puteți face și, eu am făcut bulcuțe, dar puteți face și, și în tavă, mai multă. Eu fac că doar eu mănânc și îmi fac așa câte una, două pe zi. Și să vă duce să vă uitați și la pâinica cu semințe, cu hrișcă. O am pe canalul de YouTube și făcută în direct aici cu voi. Să intrați pe pagina și să scrieți unde este lupa, pâine cu semințe, cu hrișcă. Și intrați unde am făcut directul. Și să vedeți câte rețete găsiți acolo, bune și gustoase. Acum vă las. Ia uitați ceiuțul. Să trag așa cu... Vedeți? Îl lăsăm să se... Ceiuțul cu foi de dafin. Îl lăsăm să stea așa în infuzie, măcar o oră și după aceea îl puteți bea. Este foarte, foarte bun pentru dureri. Eu îl beau în fiecare seară. După ora 8, atât. Nimic. Ultima masă în jur de 6, 6 jumătate, maxim 7. Dar acuș, mai sunt 10 minute și mâncăm. Pâinica este gata. Rețetele le găsiți
aici pe pagina de prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Am să le public și pe canalul meu de YouTube, dar cine am să las linkul în comentarii. Le-am făcut mai devreme, în jur de ora 1 și jumătate astăzi. Și prăjitura cu crema de la tiramisu. O bunătate, un deliciu. Să le încercați să vedeți ce bune sunt. Rețete simple, rapide. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine dimineață. Mâine dimineață, tot așa, după ora 10, cu altă rețetă. O zi frumoasă, o seară frumoasă în continuare. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături. Vă pup, o seară frumoasă și multă, multă sănătate. La revedere, pupici! O seară frumoasă, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. La revedere!